Apar informații tulburătoare despre moartea copilului în vârstă de un an spânzurat de propriul tată. Crima care a șocat România s-a produs în Alba Iulia, iar vinovat este un tânăr de 27 de ani care trecuse printr-o despărțire de mama copilului. Totul s-a întâmplat în toiul nopții, după ce bărbatul ar fi trimis mai multe mesaje haotice către fosta parteneră, respectiv mama copilului. O tânără din alba Iulia a apelat în jurul orei 1 la numărul unic de urgență 112 pentru a alerta autoritățile cu privire la faptul că băiețelul ei de un an ar putea să fie în pericol. Femeia a avut un schimb de mesaje cu tatăl copilului, iar presimțirile sale cu privire la siguranța copilașului nu erau foarte bune. Ulterior polițiștii l-au apelat pe bărbat, iar acesta a răspuns la telefon, arătându-se deschisă să coopereze. Din păcate, de acesta nu a dorit să le ofere informații polițiștilor cu privire la locul în care se afla, dar până la urmă aceștia au fost ghidați de fosta parteneră ajungând la apartamentul în care tânărul stătea cu chirie. Oamenii legii l-au identificat pe proprietarul apartamentului, un bărbat care locuia în Cluj, însă acesta nu și-a dat acordul pentru a fi forțată ușa, sfătuind polițiștii să mai aștepte că, și cel mai probabil, tânărul oricum nu se afla acolo. Mai mult, bărbatul i-a rugat pe polițiști să aștepte să ajungă el cu cheia ajung la fața locului, oamenii legi și-au dat seama că ușa era blocată din interior, așa că a fost nevoie de forțarea ușii. Când au pătruns în casă, oamenii legi au găsit trupurile bărbatului și al copilului atârnate, ambii fiind decedați prin strangulare. Cele două cadavre au fost preluate duminică dimineață și transportate la serviciul de medicină legală pentru realizarea autopsiilor. Potrivit mamei sinucigașului, bărbatul a recurs la acest gest cumplit din cauza geloziei și a supărării că al bărbat se află în preajma copilului său. De altfel, el a lăsat și o scrisoare de care care a confirmat că nu a putut suporta gândul ca cel mic să crească alături de o altă figură paternă, relatează playtech.ro.